Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cred că am descoperit un record mondial de procrastinare. Ce? Aici la noi, în Republica Fantastică România. Un record de ce? Asta e pentru dublu sau nimic. Notează, Luca, procrastinare. Blocăm iar dexul. Deci a procrastina înseamnă, practic, e un fel mai savant. E și un R acolo, procrastinare. E exercițiu de dicție, l-am învățat eu cuvântul când făceam exerciții, că am râul moale, v-am mai zis. Și printre altele mi s-a spus să folosesc fraze în care să folosesc cuvântul a procrastina. Ceea ce n-am făcut niciodată și am rămas cu râul moale. Procrastina e un fel de tergiversare, tărăgănare, atrage de timp la nesfârșit, fără niciun motiv. Ai de făcut o treabă, știi? Și... procrastinat spălatul rufelor, asta exact. Era cruce roșie în calendar. N-ai un termen. Păi nu, că asta e cu motivație. Adică nu ai un, cum să spun, nu ai un motiv. Da, tragi de timp și așa, pur și simplu. Da. E vorba de un judecător din Ialomița, care procrastina să deține recordul mondial. Acum e din Ialomița, a fost mutat, că era la București, domnul Cătălin Vasilică Oprea. Dânsul nu își motivează deciziile pe care le dă în instanță cu anii. Purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare a declarat pentru Adevărul că, de exemplu, una dintre sentințele pronunțate de domnul judecător Vasilică așteaptă să fie motivată deja de 8 ani. Cu totul, acest domn judecător nu a respectat termenele de motivare legale în numai puțin de 378 de decizii pronunțate de el. Și că... Da? Când ai atâtea decizii, are multe pe cap, nu? Da, da. Dar degeaba dă decizia dacă nu dă și motivarea. Exact. Care este problema? Că fără motivarea deciziei, părțile din proces, niciuna din părțile dintr-un proces nu poate face recurs, dacă e nemulțumită de sentință. Ceea ce știm că se întâmplă practic întotdeauna, că faci recurs. Că ăla care pierde face recurs. Și uneori și ăla care câștigă, că e nemulțumit că a câștigat prea puțin. Deci ca să poți face recurs, ai nevoie de motivare. Nu îți dă motivare, ești blocat. Ca să spui de ce faci recurs. Adică să motivezi la rândul tău de ce faci recurs. Eu nu vreau să iau apărarea acestui... Și există termen legal pentru asta. Da. Adică există un termen legal în care trebuie dată motivarea. Nu e că s-o dea când vrea el. Nu are un termen. Dar bănuiesc că asta cu motivarea, cred că e ceva foarte tocilăresc așa și plictisitor de făcut, știi? Pentru că eu știu de când lucra tata... Deci are o scuză. Nu fii atent. Practic. Da, mă, e făcut să lucreze la stat. El din greșeală e la noi. Deci de ce nu dă motivarea? Că e greu. Nu că e greu, e plicticos și greu. Tata când profesa la stat ca medic, când încheia cu un pacient, era vindecat. Sau, mă rog, era gata de externare. Trebuie să-i faci formele. Trebuie să-i faci... Mamă, formele alea îl scoteau din sărite, că trebuia să stea să scrie pagini întregi. Te rog frumos, să nu faci era... Nu, stai un pic. Cazul era rezolvat. Omul era vindecat. Gata, mă, s-a terminat. Dar acum tu trebuia să stai să scrii ca medic. Așa și cu ăștia. Știi, cred că el termină procesul. Nu, zic, ca formă mă refer doar. Omul își termină procesul. Gata, mă, l-am scăpat pe ăsta, l-am condamnat, ce am făcut eu. Știi cum ar fi? Deci, ca și cum domnul doctor, orice doctor, după ce l-a operat, l-a aranjat, l-a verificat, îi face fără formele alea, nu poate să le externeze. Da, și el lasă spitalele. Sunt oameni care sunt închiși în spital, legați de pat, 8 ani, pentru că domnul doctor nu a făcut formele de externare. Asta este toată treaba. Și ai 378 de pacienți și nu le faci formele. Și aia pe toți mișură, pe culoare, pe acolo, se roagă. Haideți, domn doctor, lasă-mă că-mi treabă. Se mai îmbolnăvesc odată. Sănătoși, unii vor să se îmbolnăvească din nou, dar nu pot, pentru că ei sunt blocați cu boala veche. Deci, asta e problema. Procesul nu se încheie decât eventual prin prescripție, acolo unde este cazul. Cum ar veni, moare pacientul, știi? Asta e. Mai rău, domnul judecător nu doar că refuză să-și motiveze deciziile, dar și amână la nesfârșit judecarea unor cauze în care este repartizat. De exemplu, într-un proces cu un prejudiciu de 25 de milioane de lei, dânsul a pronunțat 58 de amânări. Majoritatea fără nicio justificare, unele dintre ele au număr limitat prin codul de procedură, adică poate să amâne o dată și după aceea nu mai poate. Nu, acolo a amânat de 10 ori în loc de o singură dată. Și acum inculpații care au beneficiat de această lungire peste orice fel de justificare a procesului cer închiderea lui, pe motiv de prescriere a faptelor. Și, desigur, întrebarea e, dar de ce nu îl dă cineva afară pe domnul judecător? De ce mai dă lucrări? Păi cum ar veni? E pentru că dânsul este judecător și potrivit legii are obligația și dreptul să facă ceea ce face judecătorul. Ok, dar termină-ți alea. La judecător e altfel. Judecătorul este inamovibil. Practic nu poți să-l dai afară așa oricum. Trebuie să intervină CSM-ul, să se facă anchete, să-i ridici dreptul de a practica. Nu să-l dai afară. Și CSM-ul, de exemplu, de la delegări, cum da, CSM-ul este foarte strict în situații în care, de exemplu, un judecător își tunde gardul viu și își postează pe Facebook sau pe TikTok filmarea respectivă. Caz real, domnul Danileț. Domnule, au zis așa ceva nu se poate și n-am, practic l-au dat afară. A câștigat, sigur, da. Și acum, mă rog, s-a pensionat. Dar și practic l-au dat afară. Nu e posibil să-ți tunzi iarba și să te filmezi, să te pui pe TikTok, așa ceva este. CSM-ul a reacționat imediat în cazul domnului judecător Vasilică. Acolo dânsul nu este cazul. Deci, na, dacă s-a ferit să tundă iarba, nici nu-l pot da afară. Practic l-au sancționat disciplinar, l-au mai mutat de colo-colo. Oricum pare că îl încurcă munca, dar cu siguranță că nu îl încurcă salariul pe domnul judecător Vasilică. Deci și dânsul nu motivează decizii și blochează procese prin amânări nesfârșite. Deci cum ar veni, nu-și termină treaba pe care trebuie să o facă. Nu-i place să scrie. Și ia cu regularitate salariul. Lună de lună, potrivit declarației de avere, dânsul a luat salariul 15.000 de lei pe lună. Așa sunt în declarația de avere, apar sume nete. Publicația de fapt.ro a căutat, a verificat declarația de avere și a mai luat 31.000 de lei pentru decontul chiriei, că se decontează și chiria, dacă da, se ceva beneficii. Și ca mulți alți colegi de-ai dânsului, nu e singură situația asta, a dat în judecată statul pentru a obține salarii restante, măriri de salarii, cred că și ochelari. În 2022 a beneficiat de titluri executorii în valoare de aproape 77.000 de lei. Deci dânsul, adică mie acum mi s-ar părea fair, corect, să se amâne de 58 de ori virarea banilor pe card. Și fără motivare, adică la fiecare lună să amâne de 58 de ori. Eu din ce văd, cred că omul e foarte bun, cred că e talent, judecătorește vorbind, că de-aia îi dau ăștia cazuri în continuu, deși el nu le încheie pe alea vechi. Da, și are nevoie de asistență, să-i scrie. Și doi la mână, dânsul îi place lectura și are harul judecății, dar nu îi place să scrie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.